să-ți facem două rețete simple de păstăi. Eu am să fac o rețetă de păstăi cu cârnăciori și cu roșii și o rețetă simplă de păstăi cu cârnăciori cu usturoi. Ingredientele sunt simple, o să avem nevoie de o jumătate de kilogram de păstăi și o să punem 250 și 250, 4 cârnăciori și o să punem 2 și 2, usturoi, aici am 4 căței, 2 cepe, roșii, am cam 300 de grame și cam 200 de grame, 250 de ceapă, ulei, cam 200 de grame, sare, piper și apă. Și o să începem mai întâi cu ceapa, să punem uleiul în tigăi și să călim ceapa. Am să deschid aici prima și o să punem ulei. Eu le fac în același timp pe amândouă. Aici am cam 100 de ulei. Și aici ca tot 100. Pus uleiul la încins. Acum o să tăiem cea cu usturoiul. Am să tai ceapa. Aici, în prima tigăiță, am să fac păstăile cu usturoi. Și în cealaltă am să fac păstăile cu roșii. Mai întâi o să călim ceapa. După ce călim și ceapa, aici în față o să adăugăm și usturoiul. Și în tigăița din spate o să adăugăm roșiile. Am optat pentru ceapă roșie. Aici am să adaug și usturoiul. Am să-l tai așa, bucățele. Amestecăm ca să nu se
Aici o să facem păstăile cu usturoi și acolo păstăile cu roșii. Așteptăm să se undească ceapa. Între timp o să tăiem roșiile. O să punem și cârnăciorul la să dea gust. Îl înțepăm puțin și o să punem unul aici. Și unul acolo. Acum o să tăiem roșiile. Aceste păstăi sunt foarte bune, făcute cu roșii. Să întoarcem. Am tăiat și roșiile. Sunt gata. O să tăiem păstăile în două. Și o să punem o parte aici în față și o parte în spate, în bideița din spate. Să punem și puțin apă. Lăsăm să fiarbă. Aici, în spate, o să adăugăm și roșiile. Amestecăm.
apa fierbe. O să punem păstăile aici în față, antigheța din față pentru cele cu usturoi. Și pentru cele cu roșii le punem aici, în spate. Aici mai trebuie puțină apă. Acum o să acoperim. Și o să lăsăm la fier. O să lăsăm la foc potrivit. O să punem sare și piper în păstăile noastre. Ia uitați, o să punem sare după gustul fiecăruia. O să adăugăm și piper. Piper amestecăm. Amestecăm bine. Acum am să pun capacul. Și am să pun sare și piper și aici. O să punem sare după gust. O să punem și piper. Acum o să amestecăm sarea cu piperul și cu păstăile. Punem capacul și lăsăm să se termine de făcut. Și acestea le puteți servi cu mușdăi de usturoi.